Mulțumesc, domnul președinte. Și noi am anticipat înainte de întâlnirea cu dumneavoastră că problema operatorilor și a companiilor aeriene din Golf și problema concurenței neloiale va fi una din discuțiile pe care o vom avea astăzi aici. Într-adevăr, este un lucru foarte clar că multe din rutele operate până în prezent de companiile europene au fost preluate de companiile din Golf. Există și niște avantaje date de faptul că nu sunt membre ale Uniunii Europene și nici nu sunt din state membre ale Uniunii Europene, sunt în marea majoritate companii de stat, beneficiază de alocare de ajutoare de stat, au acces mai ieftin la infrastructură, carburant, capital. Într-adevăr, la acestea se adaugă și lipsa unor restricții ce țin de operarea nocturnă, de zgomot sau taxe de mediu. Deci întrebarea este foarte clară și pragmatică. Dacă considerați că pachetul privind aviația de pe 7 decembrie abordează într-o măsură eficientă problema pierderii competitivității companiilor aeriene și dacă nu, pentru că este foarte simplu să răspundem cu da sau nu, aș vrea niște sugestii mai clare, niște propuneri mai clare cum putem să îmbunătățim pachetul din acest punct de vedere. În schimb aici, ca și, să spunem, ca și simplu utilizator de serviciu, pentru că am vorbit de competitivitate, de avantajele pe care le au companiile aeriene. Am vorbit și eu ca și social-democrat și de locurile de muncă, dar în același timp trebuie să ne gândim și la aspectele ce țin de pasager. Și aș vrea să vă gândiți, pentru că de multe ori aceste companii pe care le acuzați de concurență neloială au ridicat standardele serviciilor oferite pasagerilor. Și aici am o întrebare către dumneavoastră. Ce fac companiile aeriene din punctul acesta de vedere? Pentru că și acesta este un aspect ce ține de competiție și de piața liberă.